deoarece de obicei folosim pentru caracterizarea stării unui gaz parametrii presiune, volum și temperatură, avem trei transformări simple, adică în care unul dintre acești trei parametri nu se schimbă. Și după cum ați văzut, transformările simple se numesc izobară, izocoră, respectiv izotermă și le puteți observa acum reprezentate în trei diagrame diferite, volum, temperatură, presiune, temperatură, respectiv presiune, volum. Pentru fiecare transformare simplă avem o lege care descrie modul în care variază cei doi parametri variabili. Puteți revedea toate cele trei legi aici. Dar ce se întâmplă dacă avem o transformare generală, adică o transformare în care variază toți trei parametri? Atunci măsurătorile arată că expresia P ori V supra T are o valoare constantă pentru o anumită cantitate de gaz. Aceasta se numește ecuația Clapeyron-Mendeleev sau legea transformării generale. Pentru cazul în care ne interesează două stări distincte, putem scrie P1V1 supra T1 este egal cu P2V2 supra T2. Iar dacă vorbim despre un mol de gaz, iar una dintre stări este cea corespunzătoare condițiilor normale, atunci putem scrie ecuația P ori V supra T egal cu P0V0 supra T0, unde P0 este presiunea atmosferică normală, V0 este volumul molar, iar T0 este temperatura normală. Și dacă facem calculele, găsim pentru P0V0 supra T0 valoarea aproximativă de 8,3145 joule pe mol Kelvin. Această constantă se numește constanta generală sau universală sau molară a gazelor și se notează cu litera R mare. În sistemul internațional trebuie să lucrăm în kilomoli, de aceea în sistemul internațional constanta are valoarea R egal cu 8314,5 joule pe kilomol Kelvin. Acum putem scrie ecuația Clapeyron-Mendeleev pentru un mol de gaz pe ori V supra T egal cu R. Iar dacă avem o altă cantitate de gaz, volumul ocupat de gaz în condiții normale este produsul dintre numărul de moli, nu, și volumul molar. Și atunci ecuația devine P ori V supra T egal cu nu ori R sau P ori V egal cu nu RT, care se numește ecuația termică de stare. Ea ne arată că parametrii P, V și T nu sunt independenți, ci pentru o anumită cantitate de gaz, o pereche de parametri determină valoarea celui de-al treilea. Ecuația termică de stare se poate scrie și pentru scala Celsius. Dacă plecăm de la P ori V supra T egal cu P0, V0 pe T0 și ținem seama de faptul că valoarea numerică a lui T0 este 273,15 sau 1 pe alfa, atunci ecuația devine ceea ce vedeți. În final, P ori V egal cu P0, V0 pe lângă 1 plus alfa T.